În clipul de astăzi vom rezolva împreună subiectul al doilea din testul 4 din testele de antrenament propuse de minister pentru examenul de bacalaureat. La exercițiul 1 avem o matrice A, o matrice B și o matrice M de X egală cu A plus XB. Trebuie să arătăm că determinantul lui M 1 este 0. Apoi trebuie să demonstrăm acea relație urmând ca la C să determinăm perechile de numere întregi M și N pentru care este verificată ecuația. Apoi la exercițiul al doilea avem o lege de compoziție asociativă, trebuie să demonstrăm că o putem scrie sub acea formă, apoi să rezolvăm o ecuație și să dăm exemplu de două numere din Q mai puțin Z, astfel încât compunerea lor să fie un număr natural. Haideți să începem cu exercițiul 1. La punctul A, haideți să scriem totuși datele avem A egală cu 1, 1, 0, 0, apoi matricea B egală cu 0, 0, 1, 1 și M de X egală cu A plus XB. Punctul A trebuie să arătăm că determinantul lui M de 1 este 0. Haideți să vedem mai întâi cine este M de 1, iar mai apoi să-i calculăm determinantul. M de 1, conform relației din enunț, este A plus 1 ori B. Asta înseamnă A plus B. Haideți să înlocuim și avem 1, 1, 0, 0 plus 0, 0 1, 1, de unde rezultă că M de 1 este 1, 1, 1, 1. Calculăm determinantul și avem determinantul de M de 1. Este egal cu determinantul din 1, 1, 1, 1. Pentru că este o matrice de 2 pe 2, rezultatul determinantului se obține prin diferența dintre produsul elementelor de pe diagonala principală și produsul elementelor de pe diagonala secundară. Și vom avea 1, ori 1, minus 1, ori 1, asta înseamnă 1, minus 1, adică 0, de unde rezultă că determinantul lui M de 1 este într-adevăr 0. Continuăm cu punctul B. Demonstrați că M de X ori M de Y este egal cu M de Y ori M de X dacă și numai dacă X este egal cu Y. Haideți să vedem cine este M de X. Așa cum știm din anunț, este A plus XB, Apoi M de Y este A plus YB. Vom calcula mai întâi produsul dintre M de X și M de Y. Și avem A plus XB înmulțit cu, haideți să facem B-ul un pic mai mare, înmulțit cu A plus YB. Desfacem parantezele și vom înmulți pe A cu fiecare matrice din a doua paranteză și pe B la fel. Și avem. Prima dată. A ori A înseamnă A pătrat plus A ori YB plus XB ori A plus XB ori YB. Pentru a vedea mai departe ce am obținut, v-aș sugera să calculăm să vedem cine este A pătrat, cine este, bineînțeles, și B pătrat și cine este și A ori B. A pătrat înseamnă 1100 0, înmulțit cu 1100. 0. Vă reamintesc că întotdeauna înmulțim liniile din prima matrice cu coloanele din a doua matrice și atunci avem 1 ori 1 plus 1 ori 0, apoi 1 ori 1 plus 1 ori 0, respectiv 0 ori 1 plus 0 ori 0 și 0 ori 1 plus 0. Ori zero. Asta înseamnă că A pătrat va fi egală cu 1, 1, 0, 0. Cu alte cuvinte, am observat că A pătrat este egal chiar cu A. Haideți să scriem asta. Vom calcula acum cât este B pătrat. B pătrat înseamnă 0, 0, 1, 1 înmulțit cu 0, 0, 1, 1. Și vom avea 0 ori 0 plus 0 ori 1, apoi 0 ori 0 plus 0 ori 1, apoi 1 ori 0 și 1 ori 1, respectiv 1 ori 0 și 1 ori 1. Obținem 0, 0, 1, 1, de aceea rezultă că și B pătrat este egal cu B. Calculăm cât este A ori B, 1, 1, 0, 0, înmulțit cu 0, 0, 1, 1 și avem 1 ori 0 plus 1 ori 1, apoi 1 ori 0 plus 1 ori 1, pe următoarea linie avem 0 ori 0 plus 0 ori 1 și 0 ori 0 plus 0 ori 1. Asta înseamnă că A ori B este 1, 1, 0, 0. Cu alte cuvinte, A ori B este egal cu A. Haideți să facem acum produsul dintre B și A. Și avem 0011 înmulțit cu 1100. Asta înseamnă 0 ori 1 plus 0 ori 0, apoi 0 ori 1 plus 0 ori 0, 1 ori 1 plus 1 ori 0, 1 ori 1 plus 1 ori 0. Observăm că obținem 0, 0, 1, 1, de unde rezultă că BA este egal cu B. Mai copiem încă o dată relația pe care am obținut-o aici. Și anume că m de x ori m de y este a pătrat plus a y b plus b I, plus x ba plus b y b pătrat. Sper să nu uit până o scriu! Aveam m de x ori m de y egal cu a pătrat plus a ori y b plus xb ori a plus xb ori b. Sper că am scris-o corect. Hai verificăm totuși. Da. Da. Și atunci, A Am obținut că este tot A. Apoi, A ori B. Am aflat că este A și vom avea AY plus BA. Am aflat că este B iar B pătrat am aflat că este tot B și vom avea x, B. Observăm că în primii doi termeni îl vom da factor comun pe A și avem A pe lângă Y plus 1 plus B pe lângă X plus XY. Continuăm acum cu înmulțirea dintre M de Y și M de X. Trebuie să vedem cu ce este egal. Și vom avea M de Y ori M de X egal cu a plus yb înmulțit cu a plus xb. Desfacem paranteza și avem a pătrat plus axb plus YBA plus ybxb. Știm că a pătrat este a, apoi ab știm că este a și avem xa plus yb plus X, B, X, Y, B. Dăm factor comun în primele două pe A, A pe lângă X plus 1, plus B pe lângă Y plus XY. Știam că cele două relații pe care le-am le obținut trebuie să fie egale, da? Haideți să mai scriem încă o dată una sub alta. Vom insera câteva pagini. Și atunci, noi am obținut că m de x ori m de y este a pe lângă y plus 1 plus b pe lângă x plus xy. m de y ori m de x este a pe lângă x plus 1 plus b pe lângă y plus x plus y. Știam că m de x ori m de y trebuie să fie egal cu m de y ori m de x. Și atunci, din acestea, ne rezultă că, de fapt, y plus 1 trebuie să fie egal cu x plus 1. Uitați, Y plus 1 este coeficientul lui A, trebuie să fie egal cu coeficientul lui A din următoarea relație. Apoi, constanta X plus Y, X trebuie să fie egală cu Y plus XY. Observăm din prima relație, dacă scădem 1 și din a doua XY, că obținem y egal cu x și x egal cu y. Cu alte cuvinte, ne rezultă că m de x ori m de y este egal cu m de m de y ori m de x, dacă și numai dacă x este egal cu y. Haideți să mergem acum la punctul C. Voi lua datele pentru că avem nevoie de ele. La punctul C, ni se spune să determinăm perechile de numere întregi pentru care are loc relația respectivă. Haideți să o scriem și noi. Avem că m de m pătrat plus 1 m de n pătrat egal cu m de n pătrat ori m de m pătrat plus 1. Dacă știm că are loc această egalitate, conform punctului B, această egalitate are loc dacă și numai dacă x este egal cu y. Cu alte cuvinte, dacă m pătrat plus 1 este egal cu n pătrat. Altfel, nu poate avea loc egalitatea de mai sus. Observăm că avem două pătrate. Haideți să le aducem în același membru. Și avem m pătrat minus n pătrat este egal cu minus 1. Asta înseamnă că m pe lângă m minus n pe lângă m plus n trebuie să fie minus 1. Haideți să vedem care sunt perechile de numere care mulțite ne dau minus 1. Avem două situații. Prima situație este ca M minus N să fie 1 și M plus N să fie minus 1. Iar a doua situație este când M minus N este minus 1 și M plus N este 1. Din prima situație, dacă M minus N este 1 și M plus N este 1, este minus 1, adunând relațiile, vom obține că 2M este 0, Asta înseamnă că M e 0. Înlocuind într-una din relații, de exemplu una a doua, dacă M e 0 vom obține că N este minus 1. De aceea avem prima pereche formată din 0 și minus 1. La fel adunăm relațiile și obținem că 2M 2m este 0, de unde rezultă că m e 0. Înlocuind în a doua relație, obținem că n este 1. Cu alte cuvinte, avem perechea 0,1. De aceea, perechile de numere întregi, mn, care respectă această proprietate, sunt 0 și minus 1, respectiv 0 și 1. Haideți să vedem mai departe exercițiul al doilea. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x compus cu y egal cu x plus y plus 7xy. Haideți să scriem. Avem x și y numere reale și legea de compoziție asociativă x compus cu y egal cu x plus y plus 7xy. Punctul A. Arătați că x compus cu y este egal cu 7 pe lângă x plus 1 pe 7 pe lângă y plus 1 pe 7, minus 1 pe 7, oricare ar fi x și y numere reale. Mai copiem încă o dată legea de compoziție din enunț. Și haideți să vedem ce putem să facem. În primul rând, aș vrea să le reordonăm. Noi suntem obișnuiți ca printre, primele te, printre primii termeni să se afle produsul lor, și anume 7xy. Apoi, plus x, plus y, pentru că observăm că aici avem un 1 pe 7, haideți să ne adunăm și noi un 1 pe 7 și să-l scădem. În felul acesta nu se modifică. În primii doi termeni vom da factor comun 7x și vom rămâne cu y plus 1 pe 7. Apoi, avem y plus 1 pe 7, minus 1 pe 7. Observăm că putem să-l dăm factor comun pe y plus 1 pe 7, pe lângă 7x plus 1 minus 1 pe 7. Mai trebuie doar să-l dăm factor comun din această paranteză pe 7 și avem 7 pe lângă x plus 1 pe 7. Pe lângă y plus 1 pe 7, minus 1 pe 7, de unde rezultă că, într-adevăr, x compus cu y este 7, pe lângă x plus 1 pe 7, pe lângă y plus 1 pe 7, minus 1 pe 7, oricare ar fi x și y numere reale. Continuăm cu punctul B. Determinați numerele reale x pentru care x compus cu x este 5. Haideți să vedem cine este x compus cu x. x compus cu x, înlocuind în punctul a, va fi 7 pe lângă x plus 1 pe 7, pe lângă x plus 1 pe 7, minus 1 pe 7. Egalând cele două, vom avea că 7 pe lângă x plus 1 pe 7 la pătrat, minus 1 pe 7 este 5. Adunând 1 pe 7, Obținem că 7 pe lângă x plus 1 pe 7 la pătrat este 5 pe 1 plus 1 pe 7. Aducem la același numitor și vom avea că 7 pe lângă x plus 1 pe 7 la pătrat este 35 pe 7 plus 1 pe 7. 7 pe lângă x plus 1 pe 7 egal cu. Realizând sau făcând adunarea dintre cele două fracții, vom avea 36 pe 7. Împărțind relația la 7, obținem că x plus 1 pe 7 la pătrat este 36 pe 7 împărțit la 7 pe 1. Asta înseamnă că x plus 1 pe 7 la pătrat este 36 pe 7 ori 1 pe 7, de unde rezultă că x plus 1 pe 7 la pătrat va fi 36 supra 49. Asta înseamnă, pe de o parte, că x plus 1 pe 7 va fi radical din 36 pe 49, iar x plus 1 pe 7 poate fi și minus radical din 36 pe 49. Din prima relație rezultă că x plus 1 pe 7 este 6 pe 7. Asta înseamnă că x va fi 5 pe 7. Din această relație avem că x, este, x plus 1 pe 7 este minus 6 pe 7. Scăzând 1 pe 7, o să obținem că x este minus 6 pe 7, minus 7 pe 7, minus 1 pe 7, asta înseamnă minus 7 pe 7, cu alte cuvinte, minus 1. Pentru că x este un număr real, rezultă că x aparține mulțimii minus 1 și 5 pe 7. La punctul C, trebuie să dăm exemplu. De numere distincte a și b din q mai puțin z, adică fracții ireductibile pentru care compunerea lor să fie un număr natural. Trebuie să găsim do noi două numere potrivite. Ca și indiciu principal, este faptul că în legea de compoziție avem fracții cu numitorul 7. De aceea vom folosi tot fracții cu numitorul 7. Haideți să vedem mai întâi cine este a compus cu b. A compus cu B înseamnă 7 pe lângă A plus 1 pe 7, pe lângă B plus 1 pe 7, minus 1 pe 7. Dacă ne dorim ca A compus cu B să fie un număr natural, asta înseamnă că prima parte, cum ar veni descăzutul, trebuie să aibă la numitor 7. Cu alte cuvinte, 7 din fața parantezelor se va simplifica cu un singur numitor. Noi trebuie să rămânem cu un numitor atunci să spunem, spre exemplu, că A ar fi 1 pe 7, să vedem ce obținem în cazul în care A este 1 pe 7, și dacă B ar fi 5 pe 7. Și vom calcula 1 pe 7 compus cu 5 pe 7. Dacă nu am obținut un număr natural, vom încerca alte variante. Și avem 7 ori 1 pe 7 plus 1 pe 7, pe lângă 5 pe 7 plus 1 pe 7 minus 1 pe 7. Asta înseamnă 7 ori 2 pe 7, ori 6 pe 7 minus 1 pe 7. Simplificând, obținem 12 pe 7 minus 1 pe 7, asta înseamnă 11 pe 7, care nu este un număr natural. De aceea, aceste numere nu sunt corecte. Haideți să încercăm altă variantă. Să spunem că am vrea să vedem ce obținem când a să fie tot 1 pe 7, stați să șterg, și să-l modificăm pe B. Dacă B ar fi 3 pe 7, dacă B ar fi 3 pe 7, 1, 1 pe 7 compus cu 3 pe 7 va fi 7 ori 2 pe 7, pentru că ne amintim că asta era rezultatul din prima paranteză, apoi 3 pe 7 plus 1 pe 7 este 4 pe 7, minus 1 pe 7. Efectuând simplificarea, vom obține 8 pe 7 minus 1 pe 7, care înseamnă 7 pe 7, adică 1. De unde rezultă că 1 pe 7 compus cu 3 pe 7 este un număr natural, nu-i așa? De aceea rezultă că A ar putea să fie într-adevăr 1 pe 7 și B ar putea să fie 3 pe 7.